asta cu mult interes. Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, 5 cadre al Inspectoratului de Jandarm Județean Alba vor fi avansate în gradul următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad. Este vorba despre 5 colegi subofițeri care îndeplinesc condițiile legale și s-au distins printr-o înaltă probitate morală și rezultate foarte bune obținute în activitate. Domnul colonel Giurea, Marius Claudiu, va da citire ordinului inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Alba privind înaintarea în grad. Conform ordinului inspectorului șef al Inspectoratului Jandarm Județean Alba, numărul 888936 din 3-4-2019, cu data de 3-4-2019, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, 3 aprilie, următorii subofițeri în activitate din Inspectoratul Jandarm Județean Alba, care s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă, se înaintează în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, după cum urmează. Plutonier major Fleșeriu Liviu Marius, în fața formației marș. Plutonier major Marton Valer Iosif. Plutonier major Miheț Eugenia. Plutonier major Narița Silviu Vlad. Plutonier major Stan Constantin. Rugăm pe domnul prefect al județului Alba, cât și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să ne sprijine activitatea de înmânare a gradului militar.
Informație. Marș!